Controlul regulat al sănătății este condiția suficientă adesea pentru a depista afecțiunile în stadiu incipient. În cazul bolilor grave, precum cancerul, un control de rutină, dar serios, poate reprezenta singura salvare, deoarece vindecarea depinde de stadiul în care este descoperit. Doctorul Florin Grama ne prezintă o serie de simptome ce pot anunța un cancer colorectal, simptome care trebuie să ne trimită urgent la un control de specialitate. Sunt o serie de simptome care trebuie să ne alarmeze, pe care pacientul trebuie să le cunoască. Prezența lor trebuie să-l facă pe acesta să se prezinte la medicul de specialitate, mai ales dacă aceste simptome se asociază. Putem să le clasificăm în simptome generale, apariția slăbiciunii fizice, a asteniei fizice, a scăderii capacității de efort fizic și a scăderii capacității de efort intelectual pot traduce o pierdere cronică de fier, adică un sindrom anemic de tip feripriv, care poate reprezenta un semn indirect de cancer colorectal sau de un eventual cancer al tubului digestiv. Iarăși, inapetența, adică scăderea poftei de mâncare, scăderea în greutate de cauză neexplicată, sunt simptome ce trebuie să ducă pacientul la medic pentru un consult de specialitate. Există și o serie de simptome care sunt oarecum specifice tubului digestiv și acestea ar fi modificări de culoare a scaunului, cu scaun de culoare închisă sau prezența de așa zise produse patologice în scaun, de tipul schiurilor de sânge sau sângele proaspăt sau cheagurile de sânge sau prezența mucusului în scaun. Iarăși un alt semn de alarmă ar putea fi modificările de formă ale scaunului, dacă scaunul este fragmentat sau dacă scaunul devine subțiat, are așa numitul aspect creionat, dacă scaunul devine urât mirositor, dacă apar așa zisele tenezme rectale, adică senzația de evacuare incompletă a bolului fecal. Modificările de tranzit intestinal sunt cele mai frecvente care apar în această patologie malignă a colonului și rectului și trebuie să ne alarmeze dacă întâlnim un sindrom diareic persistent, rebel la tratamentul standard sau dacă la un pacient cu tranzit aparent normal se instalează o constipație iarăși rebel la tratamentul standard sau dacă aceste perioade de constipație și de diaree alternează. Acestea sunt simptome care trebuie să ne alarmeze, sunt simptome care de multe ori sunt cauzate de o patologie care este necanceroasă, patologie benignă, însă pentru a exclude o patologie mai gravă, adică cancerul colorectal, pacientul trebuie să consulte medicul de specialitate, mai ales dacă aceste simptome persistă luni de zile sau săptămâni și sunt non-responsive, nu răspund la tratamentul obișnuit și mai ales dacă aceste simptome se asociază.